16 concurenți din toate colțurile țării au urcat pe scena festivalului concurs Pedal la Telormanel. Gala laureaților a încheiat ediția din acest an a festivalului devenit tradiție în Telorman. Trofeul festivalului a fost acordat tânărului interpret din Telorman, Florin Pielean. Doresc ca împreună cu dumneavoastră să felicităm în mod special pe câștigătorul marelui trofeu, acesta fiind Florin Pielean. Gurița și motor stigma, că de câte cunoscut, nu am somne naște multe, merg pe drum parcă smăurte, nu mă mai asocupa, de tine s-a morezat. Au fost acordate alte 7 premii pentru concurenții cei mai talentați. Premiul de popularitate rămâne tot în Telorman la Roxana Rizea, o tânără în vârstă de 20 de ani din comuna Poroschea, care a cucerit publicul. Am onoarea de a vă prezenta pe fericita câștigătoare, este o fericită, a premiului de popularitate. Este Daniela Roxana Rizea. Aplauzele este din Telorman, din Telorman noastră. Felicitări, Daniela! Da. Și la anul următorului, da? Felicitări! Sunt tare bucuroasă că am avut oportunitatea să particip la acest festival important pentru mine, pe Deala Telormanel, aici, acasă. Și mă bucur tare mult că am reușit să transmit emoție. Mă bucur foarte mult că publicul m-a ales și le mulțumesc cu această ocazie din tot sufletul. Alte premii speciale au fost acordate de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, Radio România și Primăria Alexandria. În ultima seară de festival, publicul s-a bucurat și de recitalurile susținute de artiști consacrați ai muzicii populare românești.